Oamenii din piață au început să pună întrebări tot mai intime despre power couple și între ele întrebări cum ar fi, bă, dar care sunt cuplurile alea puternice care din prima zi sau prima săptămână au fost de temut pentru ceilalți participanți? Ei bine, să știți că între cuplurile tank i-am pus pe listă din prima zi, pentru că sunt foarte sigur pe ei, pe Roxana Blanche și pe Cătălin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Dani, sincer, când te văd, eu nu știu dacă am de făcut o probă sau să mă pun la somn. Sau trebuie să gătești. Hai să-ți spun un secret. Acum am contraverificat cu Roxana. Știți cum e, bucătarii de televizor nu sunt tot timpul și bucătari foarte buni în bucătărie. Se întâmplă treaba asta. Nu e cazul colegilor noștri de la emisiune, Radu Darie, care e mult mai bun în realitate decât la televizor. Eu am o obsesie, nu mănânc paste cu fructe de mare sau cu pește și într-o zi s-au pus oamenii pe treabă pentru că am avut mâncare la caserolă mai așa și așa și Blanche m-a invitat să mănânc paste cu ceva super simplu, cu ton, sos roșii, super simplu și super bun. Dacă îmi dădea cineva acasă sau la mine la restaurant, asta spuneam, da. Vai. Și m-am mâncat de rușine o lingură, zic, mă, să nu refuz femeia. Și mi-a adus aminte de ce a fost preferata mea la șef. Am lins farfuria, nici nu mai trebuie să fie spălată. Eu n-am știut exact cine a gătit, am crezut că Sorin, după aia ea, după aia m-a aflat că ea. Deci a funcționat treaba, dar ce noroc că nu a fost concurs de gătit, power couple. Băi. A gătit doar de plăcere. Noroc pentru ceilalți, nu pentru noi. Pe Cătălin nu-l știe așa de bine lumea. Blanche a fost foarte vizibilă la concursuri și la emisiunea de duminică, așa că vreau să începem cu el. Foarte bine, te rog. Unde îl cunoști pe Cătălin, de exemplu? Unde dai nas în nas cu el și hotărăști să-ți fie și soț, Roxana? Dau nas în nas cu Cătălin în fiecare zi, în bucătărie, da, în casă. Da. Unde v-ați văzut prima oară? Prima dată ne-am întâlnit la vârsta de 15 ani în Baia Mare. M-a scos la un suc. Da. Și am ieșit la un suc, dar cine știe, Semiluna, da, din Baia Mare, la Semiluna, acolo ne-am întâlnit. Ne-am plimbat pe jos până la center, că cine e de acolo știe, până într-un loc. Da. Acolo am zis, bă, ne auzim și ne-am auzit 10 ani mai târziu. Da, cam așa, nu? 10 ani? Da, cred că 10 ani mai târziu. I-am dat un pic de liber ca să ne întâlnim mai târziu. Stai că asta mi-a lipsit la power couple. Păi vezi? Deci eu știu că vă știți de copii. Deci da. 10 ani pauză. 10 ani pauză. Deci am ieșit în oraș, am zis în oraș. La un suc, dar de fapt ne-am plimbat. Da. Ne-am plimbat vreo 200 de metri, să zic așa, și am zis că ne auzim 10 ani mai târziu. Bun, și după aia, pe o căsătorie, copil, tot a venit. Eu, în timp ce eram în Malta la filmări, am primit un mesaj de la soția mea care mi-a zis că îl știe pe Cătălin din condiții de modeling. Și am zis, Cătălin al nostru? El. El, care se îmbracă așa mai ca un unchi, tot timpul, nu e... Ca un unchi? Da, adică nu te îmbraci ca un model. N-ai șarfe, pălărit, tot. Mai cu mințel, așa, ca un tătic. Păi acum am postura asta, n-am altfel cum să mă îmbrac. Despre ce vorbea soția mea? Da, am fost participant la un show, Supermodel se numea. Da, tu chiar ca model. Da, da, cam toți. Înalt ești, frumos ești? Mersi, mulțumesc și tu. V-ați făcut complimentul. Tot așa, un show de modeling cu probe. Da, unde tu ai fost foarte bine. Da, am fost foarte bine, da, am ajuns cu Gabriela în finală, noi doi am și câștigat. Uite, Roxana, cu cine trebuie să împărțim noi casa. Ai văzut? Dă-ți seama ce presiune e pe noi. Mamă. Oamenii trebuie să înțeleagă, voi ați avut triplu presiune pe voi, pentru că ați lăsat un copil mic acasă. Da. Pentru aceste câteva săptămâni de experiență. Cum a fost regăsirea, vreau să știu. Când am ajuns acasă, după ce ne-am întors din emisiune, am intrat în casă, Olivia dormea. Bun. Și am zis că nu vreau să o trezesc. M-am dus, i-am dat un pupic, după care a mers Cătălin să-i dea un pupic. Bineînțeles, cu barba asta, a trezit-o. Când i-am dat un pupic, s-a trezit, înseamnă s-a uitat că la mine și nu știa ce să facă, să râdă, să plângă, să-i avea, nu știu, au fost niște momente extraordinare. Atunci mi-am revenit complet. Okay. A fost, da. Nici oboseala n-a mai contat. Nici oboseală, nici stres, nici nimic. Noi am plecat 6 zile acum iarna și copilul e mult mai lipicios de când ne-am întors. Da, sper să țină treaba asta. Ați trăit asta? E mai lipicioasă? Păi acum ea a fost super micuță, nu? Când chiar a fost micuță. Acum, deja cum începe să crească, deja percepe mai bine lucrurile și tot. Acum începe să prindă în fiecare zi câte o schemă nouă. Da.
E perioada aia foarte, foarte faină. Mm-hmm. Faină și periculoasă. Vreau să-mi spuneți cât v-a luat să negociați prezența la, la emisiune, pentru că la voi chiar e... Chiar trebuia negociată. Bă, plecăm de acasă, lăsăm un copil mic. Merge, nu mergem. Plusuri, minusuri. Că orice cuplu își face calculul ăsta și la o vacanță. Nu știu dacă am negociat așa mult venirea în emisiune acum, dar am negociat eu înainte. Eu tot timpul îi spuneam lui Cătălin, mamă, ce mi-ar plăcea să mă duc la o emisiune cu tine. Hai să mergem împreună, să ne vadă lumea, să tot. Dar de ce? Și... că mi-am dorit să vină cu mine, să trăim experiența împreună, nu să mă duc cu altcineva, știi? Da. Și tot timpul zicea Cătălin, nu, că mie nu-mi place, nu vreau să apar la TV, nu, că eu sunt ok. În condițiile în care el în trecut a apărut la televizor, da? Da. Cu emisiunea pe care ați și menționat. Și tot n-a vrut. Și după câtva timp a zis, da, uite, dacă o să se ivească oportunitatea, vreau să mergem. Deci... Și n-am stat pe gânduri, a venit oportunitatea, bă, mergem, mergem, gata. Și da. Nici în cochilie n-ați stat, Cătălină, foarte puternic la sporturi și ăștia doi o armă, pentru că ei comunică așa, fără vorbe foarte bine, la toate jocurile s-au descurcat din start, fără... I-am și întrebat, nu vreți să vă pregătiți? Nu, noi intrăm direct în probă. O să dau mai multe exemple, dar Blenche cu siguranță a lăsat câteva cuvinte care vor intra în istoria TikTok-ului.